Criza i-a determinat pe unii dintre investitorii străini să vândă sau chiar să închidă afacerile și să părăsească România, cu toate că revenirea și creșterea pot fi rapide și mai mari în această zonă a Europei. Giovanni Baldantoni este un italian care nu a oprit motoarele, chiar dacă a redus producția și, poate mult mai important, nu a renunțat la proiectele sociale în care s-a implicat în România. Când am început viața mea, am trăit într-un mediu în care să ajut pe altcineva este ceva prioritar în viață. Să nu te gândești decât la tine. În faza asta n-am gândit să dăm o viziune clară de întreprinzători italiani care are o activitate din punct de vedere social. Din ianuarie vor fi gata circolul întreprinzători italiani din România, care vor avea majoritate interesse către susținere sociale, către disagio, adică dificultate pe care și famiglie, și investitori, oricine pot să întâmpină în activitate, și noi vom fi la dispoziție pentru acest fel de susținere. Avem Don Orione, care este un centru social foarte dezvoltat aici, care a fost făcut, înființat cu investiții de donație din Italia. Sunt altre, este Sor Michela la Onesti, Bacu. Sunt surorile din Popestile Ordeni, peste tot, adică sunt o grămadă de asociații. Cu activitate sociale pe care o facem, să implicăm toată lumea, și români, și italiani, și altri străini, pentru că sunt o grămadă de fundații străine în România, dar aș dori să fie și o grămadă de fundații române care se ocupă și de bătrâni, și de copii, și de handicap, și de orice problema pe care are lume trăind în România. Pentru a susține proiectele sociale, pe lângă voință și implicare, este nevoie de bani, așadar de activitate economică. Singură sau în parteneriat cu alte societăți, echipa Artland a realizat în România, în aproape 20 de ani de existență, amenajări de magazine, hoteluri, vile, apartamente, structuri publice sau industriale diverse. Adaptarea la cerințele pieței a fost și rămâne esențială în dezvoltarea firmei. Eu am rămas aici pentru că privesc activitatea mea în două direcții. Una este direcția investiția și profitabil, și una este direcția socială. Adică e ușor. Așa ai părăsit angajatii, le-ai lăsat în șomaj, nu e bine. Noi încercăm să ne luptăm să familia acestea care trăiesc prin salariul care o primesc din firma mea o să aibă continuitate, chiar cu un salariu puțin mai redus, dar să fie continuitate. Noi facem export către Italia în domeniul templerie și am găsit o piață foarte primitor, mai ales pentru că eu sunt italian și pot să ofer orice fel de garanție. Doi, tehnologia pe care o folosim aici în România este o tehnologie cu standard ridicat european și de obligatoriu suntem primii, fiind mai ieftin din punct de vedere mano de lucru.